Deci mielul se face aici așa... Da. Cum se face de așa? Adică vine Paștele acum și poate învățăm și noi. Da. Nu se îngrașă, ziceți dumneavoastră, sau Păi cum? dacă să-și îngrașă ca să iasă bună, adică nu, este, da. Să începe cu îngrășatul. Dar cum faceți, vă iasă o friptură fragedă? Cu îngrășatul să începe. Cu îngrășatul? Să fie carnea grasă. Carnea de oaie niciodată nu e bună care e slab. Dacă e slab, nu poți mânca, poți să-i pui condimente, are gustul ceala. Dar un pic, dacă e grăsuță, e dulce și condimentezi exact după gust. Și-l bagi la rolă sau în cuptor. Îl țineți în baiți? În timp ce faceți baiți-ul ăsta? Din apă. Usturoiul pun chiar atunci dimineața, că dacă stă toată noaptea, prinde un... prea amărui. Amărui și un gust adubal, așa, dacă stă toată noaptea. Folosiți usturoi verde sau usturoi... Depinde de perioada în care cade Paștele. Da, da, corect. Apă, sare, un pic de vin. Da, vin, eu mai pun și câte o lingură de muștar, așa, sau boabi, dacă am, și pipier boabi și un pic din asta, că am văzut chiar și la supă, când pui pipierul boabi, are alt gust decât ai să măcinat, că prin măcinat ia mult, știți, ca își și cuțetul. Își pierde din aromă. Își pierde, da, da. Și îl cuprind bine cu asta, boia de ardei, dacă vreau să-l fac un pic mai colorat. Se poate face diversificat, nu cum, știți, dar fiecare de gust, după gust. Și e o limită, cam cât timp ar trebui ținut la cuptor un miel? Îl puneți de seara și îl lăsați până dimineață sau cum? În nu, cuptorul tradițional sau unde? Se usucă prea tare. Se usucă prea tare, dar nu. Și în afară...